Καλημέρα. Καλημέρα τα παιδάκια. Για αλμές βασκάουν. Για να πίνει τσεβές. Πίνει τσεβές και μια βασκάουν. Πασάν και παίζεται τη μοιάτσα. Și vântul o să fie din nou extrem, nu știu ce să fac. Mă duc azi la pescuit. Vedem. Ăsta este unul dintre locurile la care mă opresc înainte de a pleca la pescuit, pentru că e foarte, foarte frumos. Te relaxează. Acolo jos e lacul Albastru și golful Corintinian. Foarte frumos. Aici e o pantă foarte abruptă, să vedem cum o să cobor. Din cauza că nu am semnal bun, o să fac continuarea live-ului. O să încerc să urc stânga aceasta abruptă sus pentru a vă face o filmare mai corectă. Sunt la primul nivel, să mă odihnesc un pic. Sunt la jumătate de distanță până sus. Sunt aproape de vârf. Mă țin de stânga. Dacă o să cad aici, o să devin îngrășământ natural pentru solarul lui Dani și pentru cei care au vloguri cu plante și legume. O să devin bălegar dacă o să cad aici. Încă am tremură piciorușele. Sunt în vârf. O mică greșeală. Mi-ar putea da un bilet gratis în paradis. Deci o să-mi crească aripi instantaneu. Nu încercați să faceți asta acasă, așa cum spun și profesioniștii, și așa nu aveți stânci la bloc unde stați. E periculos. Aveți grijă pe unde mergeți. Nu vă jucați cu celularul când escaladați stânci și munți. Aici vedeți cum sunt stâncile, taie ca niște cuțite. Îmi beau cafeaua pe vârful unei stânci, foarte bine. Dacă o să vină furtuna acum, să-mi iau un cadou fulgere, o să vedeți fulgere. Deci, vedeți cum e. Foarte frumos. Foarte agitată mare, foarte periculoasă. Cum prostie că am intrat. Din nou. Deci dacă o să bat un pic vântul, să fie teroare. Nu o să mai pot ieși afară. Deci nu se observă, dar... Dar e agitată rău de tot. Primul pește de astăzi, un sargus gigant, tașe din țară. Nu e dorad, e sargus, e o altă specie de pește,
poate că sunt verișori. Pe la vreun kilogram e. Dacă aș pune la un pescar, nu m-ar crede. Peștii ăștia nu trăiesc atât de adânc. Mai prins un sarguz la 104 metri. Vedeți? Ia uitați. Încă unul. Încă un sarguz la 104 metri. Încă unul. Incredibil. Pescuiesc la 105 metri. Timpul e foarte instabil. Ea s-a înnorat. Valurile sunt un pic mai mici. Mi-a ajuns stomacul la gură. E greu. Cu valurile astea și cu timp instabil. Noroc că nu e vânt. Dacă erau valurile astea și vânt, nu scăpam. E bine că am prins doi pești. 3, unul mic, nu l-am filmat. Și cam așa arată. Aici. Am luat și un red snapper. Ia uite ce frumos. Deja risc enorm de mult. Acolo se vede în ceață, înseamnă că a început furtuna. Pe mare începe într-un minut, în 120 de secunde cel mult și te poate omorâ. Deci, așa cum spuneam de filozofia spartanilor, și zei se închinau la nevoile naturii. Deci, nevoile naturii și legile naturii sunt sacre, sunt perfecte și nu avem dreptul să le violăm sau să facem noi ceva opus, trebuie să ne supunem. Deci vine furtuna, plec. Aș putea continua partida de pescuit, dar nu mă risc. Este extrem de periculos. Și nu merită pentru o zi de satisfacție să te distrugi. Deci continuăm vlogul în continuare. O să ies afară, strâng tot ce undițe, scule, caiac și plec, dacă nu o să mă prindă ploaia, dacă sunt norocos. Ajuns acasă, aici copiii nu așteaptă. Primul lucru care trebuie să fac când intru în casă este acesta. Nu așteaptă deloc. Tomas, îți place ce-a prins tăticul. Nici să te gândești te atingi de ei. Chinezii, nu. Tomas, nu. Te așteaptă chinezii. O să te facă la cuptor, spun, dacă te atingi de pești. N-am spus că nu e voie să te atingi de pești. Dacă nu spune tăticul, nu. Bravo. Am luat niște exemplare mari de sargus. Asta e pe la un kill 300. Vedeți? Red snapper. Thomas, nici să nu te gândești. Știu că te lici pe bot. Dacă te atingi de pești, o să te dau la chinezi să te mănânce.
Bravo. Ce gen con Sargus? Din păcate a fost furtuna, trebuie să întrerup repede activitatea, am intrat târziu, am escaladat stânci, a fost în general o zi frumoasă. Salutare tuturor și un început bun de săptămână vă doresc!